În Europa avem 87 de milioane de oameni cu disabilitate și, din păcate, mai mult de 70% dintre aceste persoane nu beneficiază de aceleași șanse. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mai mult de 70% dintre ei nu au locuri de muncă. Asta înseamnă că nu pot fi activi în societate, asta înseamnă că creează niște dinamici economice extrem de periculoase pe termen lung și prin educare și conștientizare, prin participare activă, prin diverse programe, cum este și WorkAid Kit-ul, noi putem să schimbăm această balanță. În anii 1970, într-un orășel din America, a fost un domn în scaun cu rotile care a militat la primăria din orașul lui să se facă accesibilizarea bordurilor, să fie anumite porțiuni ale bordurilor mai scăzute pentru ca și el să se poată deplasa mai ușor în oraș. Ceea ce s-a întâmplat pe urmă în următorii ani și au sesizat antropologii este că nu numai persoanele care erau în scaun cu rotile beneficiau de pe urma acestei borduri scăzute, ci beneficiau foarte mulți alți oameni care nu aveau o dizabilitate vizibilă. Mame care au copii în cărucior, livratorii de curieri, copii care foloseau bicicletă, oameni în vârstă cu baston, practic toată lumea din comunitate beneficia de această accesibilizare care la început fusese făcută intenționat pentru o persoană cu dizabilitate. De ce incluziunea diversității la locul de muncă? Răspunsul este foarte simplu. În primul rând, poți accesa un talent pool mult mai mare. Persoanele diverse ajută foarte mult într-o companie să se crească nivelul de employee engagement și de încredere. Apar noi surse de inovație și noi idei, pentru că oamenii care sunt diverși gândesc neconvențional. Pot să iei decizii mult mai bune, strategice, pentru că în momentul în care ai mai mulți oameni într-o echipă care sunt total diferiți, productivitatea crește cu 87% mai mult. Și evident, la nivel de business, în momentul în care poți să faci lucrurile mai rapid, mai neconvențional, ai clienți mai fericiți.